se va întâmpla cu prețul la gaz? Iată, în curând expiră aceste 30 de zile, termen care a fost prelungit. Referitor la prețul la gaz, trebuie să duceți să-l întrebați pe domnul Spână, pentru că noi socialiștii batem alarma deja de cât timp și am spus că trebuie să meargă un grup, o delegație, dacă doriți, formată în special de cei de la Ministerul Infrastructurii, pentru că în trecut această prerogativă era la Ministerul Economiei, acum, după reformele astea în guvern, e la Ministerul Infrastructurii, să meargă de comun cu cei de la Moldova Gaz. Și ar fi și oportun și cei de la președinție să meargă, să discute, să negocieze. Știți cum să negocieze? Așa cum au negociat Serbia, așa cum a negociat Germania, așa cum a negociat Ungaria și au obținut 270-230 pentru 1000 de metri cubi. Este bine, este diferența între 800 și 230 sau... Нужно работать по этому контракту, и работать нужно было начинать с первого дня работы нового правительства. К сожалению, власть, ни президент, ни правительство не проявляют никакого интереса. Есть фарты нечесарка, гувернул сеприндяк Цеунь, Сириуасе, деварче проблема дата, есть фарты сериоз пентру цара настра, ку консичинцы ли граве, дака проблема дата, ну, афи резолвате, кыт май урджент. Дечь, ну, аж тептем, акцеунь ли гувернул, дупе, астас практика есть шединцы, comune dintre domnul Spânu și conducerea Gazpromului. Deci noi așteptăm rezultatele. Ce se preconizează? Va crește? O să vină ministrul, din câte înțeleg, ministrul infrastructurii, domnul, deci înțeleg că este plecat, domnul Spânu, este plecat la Sankt Petersburg, o să vedem declarațiile lor de presă. În cazul că va crește, majoritatea parlamentară va veni cu subvenționarea? Noi am spus că vom veni cu anumite acțiuni, deci, de subvenții pentru păturile sociale, deci vulnerabile. Eu să mă exprim acum ce va fi exact, e cert că există presiuni mari pe piața externă vis-a-vis de prețul gazelor. E cert că noi acum precautăm soluții pentru a compensa eventual creșteri, așa încât cetățenii, inclusiv în special cei mai vulnerabili, să nu fie afectați de potențialele creșteri. Deci nu excludeți că va fi o creștere, iată, în prag de iarnă? Nu exclud, pentru că acest lucru se întâmplă în toată lumea. Dar noi vom face totul pentru ca cetățenii să fie afectați cât mai puțin, în special păturile vulnerabile.